După ce am făcut data trecută câteva considerații generale, intrăm de azi în textul epistolei către Romani, la startul căreia Mântuitorul Iisus Hristos ne este prezentat cu numele Său complet. El este Fiul lui Dumnezeu și este Domnul nostru. În umanitatea Sa, descinde din linia genealogică a lui David. Este născut din fecioară, dovedit cu putere a fi singurul născut din Tatăl, singurului Fiu. Este de asemenea cel înviat, pentru că biruind moartea prin învierea Sa, Iisus Hristos a dovedit tot ce mai era de dovedit. Învierea nu L-a făcut pe Iisus Fiul lui Dumnezeu, ci doar a demonstrat că Iisus era Fiul lui Dumnezeu. El este desăvârșit în umanitate și desăvârșit în divinitate, cu totul om și cu totul Dumnezeu. Nu mai mult om, pentru că este Dumnezeu, și nu mai puțin Dumnezeu, pentru că a fost om. Învierea lui Iisus Hristos ne asigură că într-o zi El se va întoarce pe pământ atât ca Domn al domnilor și Împărat al împăraților, cât și ca judecător. El va înlătura și nimici cu totul păcatul și va domni peste pământ în toată neprihănirea. Pe măsură ce apostolii, Pavel și ceilalți, au traversat în lung și în lat vastul și puternicul Imperiu Roman, împărtășind mesajul Evangheliei, sute și mii de oameni au consimțit să se încreadă în Iisus Hristos, acceptând vestea că Dumnezeu a iubit atât de mult lumea și oamenii, că L-a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu moară, ci să aibă viața veșnică. Am citat Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 16. Așa cum a procedat în fiecare din celelalte scrisori, Pavel începe și aici salutând și urând cititorilor har și pace, vezi versetul 7. Sintagmă formată din salutul neamurilor al grecilor, har, charis, și pace, shalom, salutul evreiesc prin excelență. Pavel își extinde această dublă binecuvântare peste oricine auzea sau citea cele scrise în aceste rânduri, astfel încât să fie înțeles și de evrei și de neevrei, și abia apoi începea învățătura pe care avea de gând să o dea. Dacă vreți să-l cunoașteți mai bine pe omul acesta, apostolul Pavel, puteți afla povestea sa din propria lui istorisire, Faptele Apostolilor, capitolul 22, de pildă. Aici, în scrisoarea pe care o adresează credincioșilor creștini din Roma, el le spune despre schimbarea revoluționară care a avut loc în viața lui atunci când s-a întâlnit cu Domnul și afirmă clar și răspicat că el nu se rușinează să se recunoască produsul Evangheliei și că e gata să ia această putere a lui Dumnezeu, în original este folosit cuvântul grecesc dynamis, de la care avem dinamită, deci e gata să o ducă oriunde în lume pentru mântuirea oricui care crede, fără deosebire de rasă, religie, statut și orice alte asemenea bariere. Dumnezeu oferă mântuirea în dar și vrea să salveze pe oricine se încrede în numele lui Iisus Hristos. Credința în Fiul Lui, Mântuitorul Lumii, este singura cale prin care orice om poate să ajungă la Dumnezeu. Această invitație la viață și la harul lui Dumnezeu este important să fie pusă pe masă chiar de la început, pentru că în următoarea secțiune a epistolei către Romani vom descoperi cum tratează, cum pedepsește Dumnezeu păcatul în perfecțiunea sfințeniei sale. Dar despre asta, cum am spus, data viitoare.